Mită în partidul lui Mihai Răzvan Ungureanu, șefa filialei Bihor a partidului Forța Civică, a cumpărat locuri în comisiile din secțiile de vot la europarlamentare, apoi a mers la DNA și a făcut denunț. Partidul lui MRU a vrut să cumpere toate locurile din Bihor, adică peste 600. Mită a fost luată de șefa partidului Verde din Bihor. Ne spune mai multe Cătălina Hupărteanu. Bun găsit, Cătălina! Bun găsit! Inițial, șefa partidului Forța Civică, filiala Bihor, a mers și a căutat-o pe șefa de la Partidul Verde, tot din Bihor, pentru a obține de la aceasta locurile din secțiile de vot. Vorbim practic de membrii comisiilor din secțiile de vot, acolo unde partidul lui Mihai Răzvan Ungureanu voia să dețină toate locurile, peste 600 la număr. Pentru că au stabilit și o sumă de bani pentru aceste locuri, inițial 100 de lei pentru fiecare membru al comisiei, apoi suma a crescut la 150 de lei. Ieri, șefa partidului lui Mihai Răzvan Ungureanu a dat către Partidul Verde 6.500 de euro. Astăzi însă urma să plătească a doua tranșă, însă a mers la DNA, iar procurorii au făcut flagrant și au arestat-o pe șefa de la Partidul Verde, cea care a cerut banii. În acest context, reprezentanta partidului lui Mihai Răzvan Ungureanu a scăpat și are doar calitatea de martor în acest caz, însă a ieșit la iveală în urma anchetei faptul că aceasta a vrut să cumpere toate locurile din comisiile de vot la alegerile europarlamentare. Îți mulțumesc foarte mult, Cătălina, pentru informații. Comentăm cu Victor Ciutacu. Mulțumesc pentru prezență. Victor, la ce ar fi folosit totuși acești oameni atâta vreme cât partidul domnului Mihai Răzvan Ungureanu nu se află pe o poziție fruntașă? Cum ar fi folosit? Asta e partidul nou care ne învăța cum face politică nouă și schimba clasa politică din temelii, parcă ceva schimbă cu forța sau ceva în genul ăsta. Am văzut. Dar în orice caz e vorba nu schimbă cu forța, îi schimbă din... Ai schimbă pe bani din secțiile de votare. Păi ai folosit normal, noroc că atâta timp cât ai controlul secțiilor de votare, ai și controlul la ce intră și mai ales ce este la numărătoare. Și ce faci cu oamenii doar dintr-un județ? Ai nevoie de mult mai multe voturi dacă păi vrei. Da, și a zis cineva că doamna de la Bihor era singura din toată țara. Pe asta au prins-o. Asta nu înseamnă că e singura care a încercat. De-aia îmi place că... mândra noastră procuratură l-a arestat numai pe la care ia bani, nu și pe la care dă. Pentru simplu motiv că denunță ăla să prezum ar fi mai puțin infractor decât la care ia. E o rușine. A trebuit să duc amândouă doamnele la pachet, la brutării. În orice caz, șefa filialei Bihor a Partidului Forța Civică a cumpărat locuri în comisiile din secțiile de vot la europarlamentare, apoi a mers la Direcția Națională Anticorupție și a făcut denunț. Mulțumesc foarte mult, Victor Ciutacu, pentru intervenție. Partidul lui Mihai Răzvan Ungureanu a vrut să cumpere toate locurile din Bihor, adică 600.